Aici la pușcărie, Motorider. La pușcărie, am filmarea. Am filmarea să vadă, vezi că să vadă fanii, boss. Te-am în oglindă. Merge secundele, premium. Merge secundele. Hai. Ce e, bă, căprioara asta? Cum era aia cu vânat de căprioare, domnișoare? Ce, ce vâna, mamă. Ai grijă că ăsta are 20 de tone. Da? Da. Mă dau mai în spate, mă pitesc după tine, așa. Hai acum, dă-i. Băi, ce putere are pentru un 300, mă. Pentru un 375, te rog, vorbește frumos. Trebuie să-i mulțumim importatorului Authentic Spirit că a făcut chestia asta posibilă în România, adică să ai motocicletele, la, să ai motocicletele din gama KTM la test drive, lucru care nu a fost posibil până de curând. S-au schimbat multe și acum, ce să zic, să-i mulțumim lui Moto Emotion că ne-au dat băcuțele la putut, plimbare. Da, le-am putut lua pe astea două, Duke 390 și 390 Adventure la test ride. Prin oraș, prin afară, e, și poate te bag eu puțin pe macadam cu ăla astăzi. Să vedem. Sunt, eu sunt curios de, de cum o să meargă, știi? Da. Motocicleta, adică eu chiar aș da supermoto-ul pentru un 390 Adventure. De ce sunt... sunt fan. Ai demonstrat de ce. Sunt fan, ca să zic, mai mult al poziției, da? Poziția este apropiată de ce am avut eu toată viața. Enduro, Enduro Touring, Supermoto, Touring Enduro și așa mai departe. Aventurierul ăsta micuț se descurcă bine de tot prin trafic, prin filtering. Adică, dacă pentru o motoretă de zi cu zi, cam face tot ce... cam tot ce trebuie, adică nu cred că simți vreo lipsă de, de putere în trafic, adică să o iei, să o folosești pentru acasă, muncă, mai mult decât motorul ăsta de 400 de 45 de căluți, e suficient și bonusul e că se conduce cu, cu A2. Băi, sincer, nu mă așteptam să mai ai puterea asta la A2. Îmi place că are un bord, are uiți de unde de... ai plecat. Ce repede, ce repede uiți de unde ai plecat. Mă, păi stai, mă, că m-am urcat pe două, trei motoare mai mari decât motorul meu, adică mai puternice, și sincer, nu mai știu să merg cu motorul meu. Mi se pare așa greu, știi, dacă mor numai pe de-astea șmechere, mă. Da, dacă, cum îi zice, dacă te obișnuiești numai cu motoare noi, în curând va trebui să schimbi motoreta. Da, cred că tot ce înseamnă gama nouă, 2021-2020, astea sunt super ușoare, știi? Adică da. Și accelerații și astea. Am venit până la Moto Emotion de acasă și deja mă durea încheietura. Adică se vede diferența și evoluția. Motoreta 2021 e motoreta 2021, nu ai ce să-i reproșezi. Îmi place mie să-i zic. Tu pe a ta ai... ai ABS față-spate. ABS? Dar... N-am. Ce? Trebuie să te înveți pe stilul vechi? Ce ABS? Astea au ABS, hai să tăticu. Hai să te învăț ceva. Ia, vino încoace. Acum ești cu un huligan. Ai intrat și tu în brigada huliganilor. Că ești pe stilul... Mă înjură lumea. Pe stilul supermoto. Da, mersi, stai așa că... Așa. Ce ai făcut, am mă, murit, omule, am murit. Mă. Nu simți de nivelările din București și gropi și din astea în oraș? Și modelul tău e încă unul simplu, dar totuși ai reglaje pe manete. Adică o să vezi că dacă nu-ți place unde ține ambreiajul, la asta la fel trebuie să... Uh-huh. Poți să-l dai mai pe spate și reglezi de aici, da. 2, 1, 2, exact. Tot ce ai. Exact. Vrei să-l faci să țină un pic mai sus, ca să nu-ți mai moară atunci când te lasă duba să te bagi. Atunci... va trebui să-l reglezi. Let's go. Mamă, când te văd în spate acolo așa înalt. Da. Da. Ce ușor schimbă.
face butonul ăsta? Mamă. Și la modelele astea noi tot le opresc? Spre deosebire de asta mică care este pregătită pentru quick shifter, asta are mai multe opțiuni, adică pe lângă reglajul ăsta de la frână, reglajul de la ambreiaj, reglajele de pe suspensii, 390 Adventure are și controlul tracțiunii. Okay. Ceea ce e un lucru foarte wow pentru o motoretă din gama de buget. Asta quick shifter? Da, da. Am și pe asta poți să pui quick shifter. Da, odată ce începi să folosești quick shifter-ul, începe să, nu știu, e ceva așa nobil, de viță nobilă. Deja nu-ți mai place să peazon, nu-ți mai place să mai schimbi normal. Ah, le peazon, trebuie să trag ambreiajul atunci când schimb vitezele, devii puturos, știi? Mă, devii puturos. Da, exact, devii puturos. Asta micuță e cu, are traction control, are ABS, are cornering ABS, de-aia îmi place un pic mai mult modelul 390 Adventure. Adventure, da. Din 5500 de ture devine al motor. Da, și va trebui să facem niște kilometri ca să scăpăm de delimitare. Ele la 1000 de kilometri se vor delimita singure. Le mulțumim foarte mult și celor de la Go Racing Garage, serviciul autorizat KTM pentru București, care ne-au făcut reviziile, ne-au pregătit motocicletele de concurs, ca să zic așa. Ai loc? Acum am. Așa. Le-am spălat, le-am întins lanțul, le-am curățat lanțul, le-am dus la Go Racing pentru a le face revizia. Sunt pregătite pentru test ride-ul ăsta. Să vedem pe final cât de mulțumit o să fii. Vreau să mergi neapărat și cu ăsta și cu 390 Adventure, ca să vedem dacă vezi vreo diferență. Mie îmi place foarte mult, ți-am spus, poziția, poate din cauza că am background-ul ăsta de supermoto. Îmi place foarte mult că au etrieri radiali, adică atât a ta și cât și Adventure-ul au etrieri radiali. Frânele sunt divizia Brembo. Da, by Brembo. By Bre. By Scrie Bre. Acolo, da. By Bre. Da, sunt făcute în India, dar sunt divizia Brembo pentru parte de India care produce aceste. Adică cam tot aceleași frâne, dar pentru modele mai mici, presupun, nu? Da, da, da. Pentru că motoreta, da, fiind mai micuță, mai ușoară, nu are nevoie de două discuri pe față. Da, are un singur disc. Și la fel un etrier mic cu un singur pistonaj și un disc mai micuț pe spate, da. Bordurile arată foarte mișto. Asemănător. Cred că tu ai activat night pe al tău. Are, da. Da, că al tău e pe alb. Dă-i. Dă-i că ne calcă ăștia. E ca la Facebook cu it's black, it's white. Îți activezi night mode-ul. Mică, mică, dar ridică. Sunt mici și nervoase. Pentru cine vrea să vadă cam de ce sunt capabile motoretele astea, îl găsesc pe YouTube, pe Rock Bagros, care este pilotul de stunt al KTM. Și frânuțe. Poți să vadă acolo. Să mamă, simt frânuțele astea. Ce geacă mișto ai. Tu vorbești, da? Ai văzut? E spălată cu Lenor. Da. O să-ți arăt ce fază lungă are, care far pe LED, știi? Vezi că sare. A, nu sare. Ce țeapă mi-am luat, am crezut că e de aia de delimitare. Că e săritoare? Am crezut că e săritoare din aia. Cred că e arhi suficient pentru 18 ani. Adică pentru un începător la 2 să ai atâtea sisteme și să... Pe vremea mea când se lua permisul, era precizat că nu ai voie să conduci ceva mai mare, dar la 18 ani luai Audi direct. Și foarte da, mulți era... alegeau direct R1, știi, ca să nu le rămână mică. Și foarte mulți dintre ei se curățau destul de rapid. Bă, e o idee bună asta cu A2-ul, dar totuși ai ceva putere și pe A2. Eu zic că ai destulă putere la ăștia 35 de kW. Ai chiar suficientă putere pentru a folosi motocicleta atât în oraș, cât și la drum lung. Adică se poate merge la o turație constantă undeva la 120-130 la oră, adică cam asta e viteza legală în România, știi? La care nu pățești nimic. Și totuși să mergi în condiții de plină siguranță, da? Să ai ABS,
să nu mai testezi frânele pe barba ta. Adică dacă ești începător, poți să te înfigi în ele, că nu pățești nimic. Da, ABS-ul e foarte bun, mai ales pentru cei care sunt la început de drum și sunt puși într-o situație dificilă. La ce mod? O mașină care ți sare în față, iese de pe o străduță, ceva care se întâmplă într-un mod surprinzător, neașteptat, și unde reacționezi, nu mai reacționezi ca la o frânare la semafor, unde iei mâna din gaz, te duci ușor spre semafor. Aici cumva reacționezi necontrolat, pur și simplu te arunci în frâne și you hope for the best, adică sper și motorul face restul, da, pentru tine. Da, sper că motocicleta să aibă grijă de tine. E, aceste motociclete micuțe, așa micuțe cum sunt ele, totuși țin cu casa și te protejează. Diferența e că astea sunt motoare ușoare și poți să le manevrezi, să te joci tu cum vrei cu ele. Da, da, da. Gândește-te că eu făceam drumul ăsta zilnic la Rams Motorsport, serviciul unde am lucrat 7 ani, și știu zona aia perfect, de-aia am și accelerat un pic acolo să vedem cum răspunde pe virajul ăla, că sunt denivelările alea au 7 ani, nu le-a rezolvat nimeni. Au trecut vreo două asfaltări peste ele și tot la fel au rămas. Adică, da, ca să înțelegi tehnologia rumană. Cum ți se pare poziția la drum lung? Că deja ăsta este drum lung. Am ieșit din oraș. Dacă în oraș ți s-a părut poate ușoară, fâșneață, cu suficientă putere? În oraș m-a ajutat extraordinar de mult asta. Adică e super ușoară. Mai mult m-ar fi ajutat a ta în oraș, pentru că e puțin mai înaltă și poți să treci mai ușor peste oglinzi. Da. În schimb, asta era la limită acolo, adică nu pot să zic că m-a incomodat, a fost super ok în oraș cu ea, adică eu se vede că poți să mergi liniștit cu ea în oraș fără nicio problemă. În schimb, la un drum mai lung încă nu știu. Eu spun la un drum mai lung, la peste 100 de kilometri, cum mă simt eu. Dar poziția pentru momentul ăsta e ok, îmi place. Te bate puțin cam mult vântul, peste 110-120. Da, asta este. Da, dacă vrei să mergi la un drum mai lung, îți iei adventure-ul pe care l-ai tu acum și nu te bate vântul. Orice naked, cam trebuie să-ți asumi chestia asta. La orice naked nu ai nicio șansă de supraviețuire în afară la viteze peste 120. Adică după 120 o să începi să simți presiune în piept, o să începi să simți presiune pe cască. Deja... Și da, te obosește la un drum mai lung asta. Și de tot timpul, dacă te bate, dacă te mută de colo-colo și vâjâitul și toate astea, dacă n-ai carenă, atunci te obosește mai repede. Da, nu ai unde să te ascunzi. Teoretic asta este o motocicletă care face legea în oraș. Da? Acolo o văd eu în spațiul ei de confort. Mă, da, ce frumos ești tu, mă. Da? Ce frumos ești tu. Mai am ghiozdanul? Mai ai acolo, îl filmez. Da. Dacă zboară, mă uit. Noi știi ce facem acum? Cu modelul meu? Ia zi. Eu scot orașul din ea acum, mă. Ce? Scot orașul din ea. Totul, da. Scoți orașul din ea, da, 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 nu scoți un tu, scoți orașul din ea, exact. Far pe LED, nu e noapte, poate nu ne prinde noaptea pe ele, dar eu le-am testat, am mers noaptea cu modelul ăsta. Uh-huh. Și se vede că sunt 2021, adică far LED, semnale LED, nu mai ai nevoie de, îți iei motoreta, nu ți se văd suficient de bine semnalele, trebuie să-ți schimbi, să-ți iei niște semnale aftermarket. La motocicleta ta putem să-i ajustăm preload-ul pe spate, adică să-i preîncărcăm arcul. Pentru un pilot mai greu de 75-85 de kg, dar tu cum nu ești mai greu de 85 de kg, nu a fost nevoie să preîncărcăm arcul. La motoreta mea putem să reglăm pe față atât compresia cât și revenirea, și pe spate putem regla preload-ul arcului ca să-i facem nivelul corect al motocicletei în caz că punem pasageri și bagaje. Deși eu o văd așa un pic mai solo adventure, nu neapărat family adventure. Hai că m-am puțit asta aici.
ne-a dat ăsta de neajulit. Dar la amortizorul spate putem să-i reglăm și revenirea. Adică deja intră într-o zonă de foarte multe upgrade-uri. Le modelezi, da, după tine, le faci tu cum vrei. Pentru înălțimea ta, pentru greutatea ta, știi? Adică sunt modulare pe aspectul ăsta de fizionomia omului. Manetele se reglează ușor, pedala de frână se reglează ușor, înălțimea ei. Poziția schimbătorului la fel se reglează ușor. Și poziția rezervorului e plăcut, adică e bună și pentru un om scund și pentru unul cu picioare mai lungi. I-am dat un test drive unui nene pe la 1,86 m și undeva la 100 și ceva de chile și nu arăta amuzant, adică nu era nimic ne la locul lui. Să vedea că nu i-a rămas motorul mic. Da, pe 3,90. Dar ce e cel mai important este că ea e destinată persoanelor, să zic așa, nu foarte corpulente, ascunde. Da, dacă nu aveai curaj să te apuci de adventure până acum cu un 1290, da, cu o motoretă de 220 de kg și 160 de cai, poate vei avea curaj să te apuci de adventure cu această motocicletă care are doar 150 de kg. Super ușoară. Da. Și 45 de căluți. E altceva, ai o plecare care să-ți dea, nu știu cum să zic, mai multă încredere, știi? E o motoretă pe care o poți controla ușor, nu are un exces de putere, nu te poți pune singur într-o situație dificilă, tragi de gaz un pic mai tare și deja motoreta e cu roata pe sus, wheelie. E, cum ai și demonstrat tu mai devreme, dacă o iei să te dai pe roată, poți să faci asta. Inclusiv cu adventure-ul. Da, dacă o iei pentru faptul că este o motoretă mai nărăvașă, KTM în general, ca brand, este o motoretă mai nărăvașă. Mie îmi place să zic că poate cea mai puternică din clasa ei. Ce bine să ține pe curbă, mă, la atâtea kilograme. O simți ca o motocicletă grea pe curbă, adică se așează foarte bine. Dar momentul în care te-a pus să tragi de ea stânga-dreapta, dacă vrei să virezi, e prietenul tău. E foarte light, e foarte ușoară. Schimbările de direcție la fel le faci cu foarte mare ușurință. Și uite, contrar a ce mi s-a spus, ce mi s-a reproșat, că ar fi poate prea ușoară, că te ia vântul în afară, o chestie de genul ăsta, știi? Nu mi se pare că nu mi se pare că mai ia vântul. Da, hai, dă-i, ardă-l. Pedal to the metal. Dar ce bine ți șade acolo, bă, pe utilaj. Asta? Motocicleta sau eu? Amândoi arătați bine acolo. Da, mă, păi asta am spus mai devreme, că stă bine, bine, rău de tot pe viraj. Și nu m-aș fi așteptat la 150 de kg, 145 cât are, să stea atât de bine pe viraj la viteza aia pe care o aveam mai devreme. Aveam undeva la 110 pe viraj mai devreme și parcă era de neclintită, era pe trasa aia acolo, știi? Ia uite-l, sinucigașul! Hai, mai dăm de o bătaie pe DN-ul pe aici. Ia uite-l, bă, cu toporul, mă! Era cu toporul, mă! Ce ți-ai zis, mă? Pe aici dăm de o bătaie, mă! Highlander! Era Highlander! Nu era Highlander, era Highlander! Umbla cu toporișca după el, mă! Highlander pe DN-1! Mamă, ce vremuri trăim! Păi de la nu se atinge, mă, COVID-ul, mă! N-are timp! N-are timp, da! 5.000, 6.000, de acolo începe să fie alt motor. Da, începe să împingă. Nu poți să o compari cu o motocicletă de 1.000 care poate împinge și de la 2.000 de ture. Da? Și trebuie să mai ținem cont de un aspect, că ei au reușit anul ăsta să le facă Euro 5. Dacă știi, R3-ul de la Yamaha nu s-a produs anul acesta, pentru că nu au reușit să-l facă Euro 5 și au renunțat la model, adică de-aia s-a vândut foarte bine anul ăsta Duke 390, pentru că nu a avut competiție. Da, celelalte, adică gândește-te că inginerii de la KTM încă au reușit să scoată un motor puternic, dar totuși
care să respecte normele de poluare și emisiile impuse de Euro 5. Da, da, da. Și odată cu astea vine și pierderea de putere, nu? E posibil să piardă un pic pe anumite porțiuni. Lucru care se rezolvă cu o evacuare aftermarket. Îi pui o evacuare aftermarket și scapi de exact ce ai simțit tu mai devreme, că parcă după 4000 ar începe să prindă viață. Dar evacuarea stoc este neighbor friendly, adică ajungi în cartier și nu aruncă nimeni cu borcane, cu murături, cu zacuscă. Nu vine nimeni să zgârie motorul, să-ți bată la ușă. Nu vine nimeni să strântească motoreta, să-ți bată la ușă, adică... Asta înseamnă că e... poate să fie și silențioasă, dar și gălăgioasă în același timp. Depinde cum te porți cu ea. Da, da. ITP. Avem ITP? Bă, n-avem! Ce se crezi? Că sunt motoarete noi. Au ITP-ul dăruit de la fabrica KTM. ITP-ul e... Ce s-a mai vorbești, mă? Da, ITP-ul s-a pogorât asupra lor de direct de la fabrică. Le-a binecuvântat, așa? A pus mâna pe ele și tu treci. Bă, dar îmi place, mă, îmi place. E mișto, bă. Ca să înțelegi noțiunea de, nu știu, la noi în țară e chestia asta cu motoare de 1000. Am avut doi clienți care făceau turul lumii, doi japonezi. Unul cu un XT de, te las pe tine să ghicești cilindreia. Ce cilindreie crezi tu că avea XT-ul japonezului? 1200? 250. Adică, da, se poate face, uite, îți dorești un adventure de genul ăsta, da, 390. Se poate face turul lumii cu un 390. Mă bucur că îți place și ți-am zis, poate o să ne schimbăm și noi un pic cultura asta în care vrem motoare doar de 1000, știi? Da, motoare mari. Când, din ce văd eu, legislația europeană e pusă doar pe limitări de viteză, da, pe safety, adică au zone din Londra unde vor să reducă viteza la 15 km la oră sau o chestie de genul ăsta. Deci e clar încotro ne îndreptăm. Primul rând, motoreta este, în cazul meu de față, 6600 și în cazul tău 5500. Și în al doilea rând, costul de mentenanță este mult mai mic, intră mai puțin ulei în ele, consumă mai puțină benzină. Adică consumul lor, când ajungi la benzinărie și alimentezi, te buvnește râsul. Mai ales că acum, din câte ai văzut, benzina se apropie de cifra satanică 7. Mamă! Băi! Băi! Ce-ai făcut, mă? Băi! Ce este, mă? Mamă, ce-ai făcut, mă? Dă-te jos de pe motoreta mea. Nu știu, eu uite, mă, ce trage, mă. Sunt mai înalt acolo. Ce-ai făcut? Ai intrat la acolo? Ia, stai, mă, că are și alte frâne. Da, bate-te, normal. Ia, uite, mă, vede lumea, mă, lasă. Până acum nu mă lasă. Ia, vino după mine, mă. Ia, că nu mă mai bate vântul, mă. Ce vorbești, mă, și două bagaje, vezi? Protecție la mâini de vânt. Păi mă joc șah aici, n-ai, nici nu atinge vântul. Doamne, ce diferență! Să înțeleg că ești la fel de încântat ca și mine de modelul 390 Adventure. Un T2, mă. Grămadă. Doamne, dar ce senzație pe asta, parcă te simți așa... Regele șoselelor, parcă vezi totul de sus. Da, e un pic, poziția e un pic mai sus. Și totuși motocicleta nu este foarte înaltă, dar are garda la sol mult mai mare. Ceea ce e un lucru bun, că na, poți face un enduro cu ea, un soft enduro. Ziceam de Duke 390, că e un motor mic, elegant, arată mai a motocicletă. Toată lumea are ceva cu aspectul de touring, știi, că li se pare e mai struțo. Da, da, și senzația, e mai struțo, senzația e alta pe ăsta. Într-adevăr, deci 390-ul Adventure este o motoretă suficient de rafinată, dar până la urmă, dacă nu ți iese poza de Instagram bine, da, pe ea. Dacă le iei pentru poză, rămâi cu el pentru poza atunci. Da, poza de pe Instagram iese mai bine pe un RC 390 sau pe un Duke 390.
Este o motoretă mult mai legată, care se descurcă foarte bine la un track day, adică pe un circuit din ăsta mic și să tehnic. Să te distrezi cu ea? Exact. Acolo poți folosi la adevăratul ei potențial. Uite, ia aici, cum ai zis tu, o să scoatem orașul din 390 ăsta, din Duke. Da? Fii atent, aici îți dau probă cu 390 Duke. Da? Trebuie să vedem cât de ușor trec eu și cât de greu treci tu. Mamă, trebuie să sar șinele astea, trebuie să vin tare. nu se simte nimic, crede-mă, suspensia de la Duke copiază foarte bine orice obstacol, pentru că el a fost gândit ca și un motor naked. Deci te-ai simțit care, bine pe da, alea, da, pe da, da, îți dai seama. Șaua e foarte confortabilă. Doamne, ce bine mă simt pe adventure-ul ăsta. Da? Mini adventure-ul, puiul de adventure. Eu cred că e o motoretă potrivită, ca să tot ajungem și la motocicleta potrivită. Cred că e o motocicletă potrivită pe care să începi să simți un pic gustul, la gustul stilului ăstuia, știi, de aventură, adventure, touring, da. un pic combinat cu porțiuni de off-road. Știi că vorbeai mai devreme de turul lumii cu motor de 250? Frate, eu m-aș înfige la un drum lung cu motocicleta asta. Adică, nu știu, m-am urcat, cred că am 5 km deja pe ea și mi ofer așa o încredere, simt că pot să fac multe cu ea, simt că pot să mă distrez. Și totuși ai traction control și ai cornering ABS. Da. Safety first, dar să nu uităm că totul la motociclete e și despre distracție, că de-aia ne plac femeile, dar iubim motocicletele. Obraznic, obraznic, știu. Obraznicule. Ah, intră traction controlul, trebuie să-l scot. Ce marfă e pe aici. Ho, ho, ho și ho, ho, ho. Ia, vezi, mă, băiatele, că sunt în curbă, toate. Opa! Aha. Ți-e-ți place cu aia? Cine are adventure? Cine are adventure, altfel sare pârleazul. Ascultă-mă, că de asta ziceam, că ești încântat de asta degeaba. Să vezi asta mică când te-a pus să tragi de ea, adică să prinzi un drum virajat și să o folosești, că o să vezi că o folosești tot cauciucul, adică cât are gumă, atâta folosești. Acum poți să-i dai. Mamă, ce-i dădeam acum să moară Stella. Vă, cum intră controlul al tracțiunii, dă-te în pana mea. Aici la pușcărie, Motorrider. La pușcărie, am filmarea să vadă, să vadă fanii, boss. Te-am în oglindă. Mamă, am filmarea să vadă fanii ce a făcut Motorriderul. Te uiți, iei o decizie și te dai cu motocicleta. Iar până data viitoare, Motorrider pentru tine, numai bine. Pa.